Ne apucăm să vindem direct prin Facebook. Salut prieteni, sunt Angel și astăzi vom vorbi despre planurile companiei Facebook sau Meta, mai nou. A apărut un document din acesta care este lict, cum ar veni, adică a scăpat din arhivele Facebook și oamenii au aflat ce lucruri secrete vor ei să facă și aparent vor să pună accent mult mai mare pe partea asta de e-commerce. Adică, ei până acum redirecționau. Adică aveai tu un fel de shop pe care îl făceai în Facebook, dar nu puteai să cumperi din Facebook. Practic te ducea către site-ul tău și îți făceau un sync cu site-ul. Adică tu aveai un Shopify, îți sincroniza magazinul din Shopify în Facebook și omul dacă dădea acolo pe produsele tale din Facebook, îl redirecționa în Shopify-ul tău și practic achiziția se întâmpla în Shopify sau în WordPress sau în ce platforme suporta Facebook-ul. Deci practic nu se întâmpla nimic pe platforma Facebook. Acum aceștia vor să pună accent mai mult pe partea asta pentru că nu prea le mai merge treaba cu reclamele. A scăzut interesul în reclame pentru că devin foarte scumpe, oamenii nu văd performanță în reclame și sunt foarte puțini care în continuare sunt profitabili în reclamele de pe Facebook, depinde și de serviciu și de marja de profit pe care o ai și de baza de date pe care o ai, a început să scadă venitul de acolo și au zis că vor să facă partea asta de e-commerce separat și practic tu să-ți faci teoretic, din ce am înțeles din acest articol, teoretic să-ți faci un shop în Facebook și în Instagram sau în ambele, mă rog încât să poți finaliza tot, comandă tot din Facebook sau din Instagram și atunci practic va fi concurent direct cu Shopify sau cu WordPress-ul și cu restul. Tocmai în ideea asta de a nu mai trece prin altcineva și de a se întâmpla totul în interiorul Facebook-ului. În felul acesta au spus ei că vor reuși și mai ușor să facă reclame pentru că practic îți va apărea direct produsul, vei putea da bai, totul se va întâmpla în interiorul platformei fără să mai fie chestia asta de redirect fără să mai trebuiască să mai ieși de pe platformă. Lucru care creează anumite oportunități și anumite probleme. Oportunități pentru cei care pur și simplu au o firmă foarte mică, nu se descorcau prea bine cu să-și facă site, să-și facă marketing din mai multe direcții și așa mai departe. Și atunci tu ai, să zicem, un cont de Facebook, ți-ai făcut și shop, bănuiesc că va fi ceva gen dai click de 2-3 ori și ai terminat magazinul, pui două poze, ca și cum ai pune un anunț pe OLX și începi să ai comenzi. Ceea ce va fi, dacă va fi așa, va fi foarte bine pentru cei care sunt la început. Va fi mai rău pentru cei care au uh, experiență, pentru că au investit în site, au un, o infrastructură formată și așa mai departe. Și atunci concurența va deveni mai mare. Dar până va face o platformă care chiar să funcționeze, cred că va mai dura sau până va intro, vor introduce această funcție. Pentru că. Momentan nu știu cât ați activat pe Facebook, poate unii dintre voi ați încercat, ați făcut reclame și așa mai departe, dar Facebook în continuare are foarte multe probleme și are foarte multe baguri, cu toate că este o companie foarte mare. Dacă vreți să faceți o reclamă, de exemplu, să o respingeți, o întoarce, dacă pui aceeași reclamă, uneori ce o acceptă, uneori nu, chestii de genul ăsta, adică algoritmul lor este destul de ciudat, au baguri și în peneluri din spate și așa mai departe. Deci până vor face un sistem care să fie concurent cu Shopify-ul, mai durează și până atunci poate nici nu știm pe ce platformă, pe ce rețea socială va mai fi tot acest trafic, pentru că tot acest lucru, să zicem, are o importanță, luând în calcul că Facebook în continuare este foarte activ, ca și adică oamenii sunt foarte activi, dar dacă își pierde din useri, își pierde din timpul petrecut, din timpul userului petrecut pe Facebook, atunci acel shop practic nu mai are mare valoare. Și cam asta ar fi. Sper că v-a plăcut, bineînțeles. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați. Instagram aici pentru chestii interesante și ne vom vedea la video următor. Pa!